Bună să vă fie inima, dragilor, și bine v-am găsit la unboxing-ul și prezentarea mouse-ului de gaming RAVCOR Cyclone. RAVCOR este o companie poloneză apărută pe piață în anul 2015. Ei produc periferice de gaming, mouse, tastaturi, căști și altele de acest gen. Am avut ocazia rapid să filmez acest mouse pentru voi, așa că hai să vedem cu ce se mănâncă. În primul rând trebuie să știți că Cyclone este vârful de gamă produs de către RAVCOR și surprinzător este destul de ieftin. În mod normal nu menționez prețurile pentru că au tendința să fluctueze destul de mult, plus că nu știi niciodată când poți prinde o promoție, dar în cazul ăsta cred că merită o mențiune așa de fundal. Bun, în cutie avem mouse-ul propriu-zis și un cablu matisat, cu un cablu matisat de 1,8 metri, umbreloc cu desfăcător de bere, pentru că de ce nu, e din Polonia, așa, tălpici de rezervă pentru mouse, un sticker cu logo-ul RAVCOR și un card, un fel de bookmark așa din carton, prin care ni se mulțumește pentru achiziția produsului și ni se comunică site-ul de unde putem afla mai multe informații. Trecând la mouse-ul propriu-zis, Cyclone are o carcasă din plastic acoperită cu un material cauciucat ușor catifelat, suntem cu toții obișnuiți cu genul ăsta de materiale. Talpa mouse-ului, mă rog, când zic talpa, mă refer tot așa la carcasă, partea de dedesubt, da? Este dintr-un metal solid. Când zic solid, vreau să scot în evidență faptul că nu este făcut dintr-o tablă ieftină, da? Metal ce îl face foarte rezistent și care de asemenea contribuie la greutatea acestuia. Bun, dimensiunile Cyclone-ului sunt de 129x75x40 mm, ceea ce înseamnă că mouse-ul este suficient de mare pentru a favoriza gripul de tip palm, dar nu atât de mare încât să ne incomodeze la manevrare. Trecând la capitolul butoane, acest RAVCOR are 7 butoane mari și tari, incluzând bineînțeles butonul pentru modificarea sensibilității, schimbarea DPI-ului, da? Bun, fiind conceput pentru dreptaci, are pe partea stângă 3 butoane suplimentare plasate destul de confortabil, care nu stau în calea degetului mare, putând fi apăsate ușor fără efort. Fiecare buton poate fi programat independent, cu ajutorul softului dedicat, se pot configura inclusiv macro-uri și combinații de taste de genul Ctrl-C sau Ctrl-V. În funcție de jocurile sau aplicațiile preferate, putem programa până la 5 profiluri separate. Ce v-aș recomanda eu, în cazul în care sunteți interesați de acest mouse, să descarcați manualul de pe pagina oficială și să răsfoiți un pic pe acolo prin el pentru o privire mai detaliată. La capitolul iluminare, Cyclone are cele două linii de pe carcasă, plus cele 4 LED-uri de sub mouse spate, toate iluminate RGB. La momentul filmării, mouse-ul avea posibilitatea pentru iluminare statică și clasica respirație. Orice modificare putând fi făcută, bineînțeles, cu softul dedicat. De final, menționez polling rate-ul de maxim 1000 de Hz, accelerarea 30G și senzorul Avago 9800, ce permite acestui RAVCOR un DPI maxim de 8200. Bun, dragii mei, acesta a fost mouse-ul de gaming RAVCOR Cyclone. Link-urile ca de obicei sunt în descriere. Dacă vă place de al vostru drag și scump Sky, un like este întotdeauna apreciat, iar dacă doriți un tricou sau o cană, aveți link-ul pe ecran. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și vă doresc o zi excelentă în continuare.